consumul pe termen lung de produse alimentare aditivate sintetic provoacă distrugerea sistemului imunitar, iar specialiștii avertizează că anumite euri pot duce chiar la cancer. Însă dacă acești aditivi sunt controlați și sunt folosiți cu măsură, nu se pune problema să afecteze organismul. Vreau să înțelegeți că aditivii care sunt pe lista aditivilor permiși sunt substanțe care nu sunt otrăvuri. Ziariștii au tendința de a spune că aditivii sunt substanțe toxice. Problema care se leagă de toxicitate este aceea de cantitate. Într-o epocă în care mâncarea nu mai este tocmai o sursă de sănătate, grija de a nu alege alimente pline de conservanți a devenit elementară. Însă de multe ori oamenii au tendința de a exagera, iar specialiștii informează că nu toți aditivii sunt periculoși. Pentru un nivel de consum normal al acelui aliment, nu ridică probleme de sănătate, dar oamenii exagerează consumând foarte multe alimente aditivate și mai departe. Și alimentele bio sunt aditivate, dar se introduc aditivi care la rândul lor sunt verificați din punct de vedere bio. Coloizele sunt niște substanțe care se adaugă în alimente în scop tehnologic ca să confere, să zicem, masă, să dea viscozitate mai mare, în calitate de fibră și mai departe. Acestea sunt de origine naturală, dar dacă ele nu sunt atestate bio... Din păcate însă, pericolele din farfurie pândesc la orice înghițitură, iar până și cei mai preocupați de un stil de viață sănătos nu știu exact ce mănâncă. De aceea, specialiștii recomandă ca fiecare consumator în parte să citească cu mare atenție eticheta.